finanseze în discuție un referendum local pentru Mureșeni, prin care se consultă dacă mergem mai departe cu acțiunea pe care am întreprins-o până acum, atunci când am inițiat o hotărâre de Consiliul Local pentru chiriașii scandalagii din centrul istoric și am evacuat aceste demersuri la început. Și iată că doamna avocat, care este pe lista candidaților, a domnului Iftimie, ne-a blocat temporar această acțiune. Și atunci vine în fața botoșinilor, am văzut că este o discuție și la București, cu un referendum local pe teme importante, pe care să-i consultăm dacă mergem mai departe sau nu cu această acțiune. Eu sunt determinat, dacă voi avea sprijinul botoșinilor, voi merge până la capăt și putem face acest lucru cu un referendum local, așa cum am zis, dacă ne încadrăm în calendar sau cu o consultare pe care o putem face într-o modalitate mai largă, cu ajutorul colegilor mei, o consultare telefonică prin care să vedem ce-și doresc botoșenii, legat de această acțiune importantă și de interes pentru municipiul Botoșan. Voi comunica zilele următoare care dintre cele două variante va fi aleasă pentru a-i întreba pe botoșenii. Mergem mai departe cu evacuarea chiriașilor scandalagii din centrul istoric, mă susțineți la acest demers sau susțineți demersul doamnei avocat a domnului Iftimie? O să formulăm întrebare în așa fel încât răspunsul să fie fără echivoc, este doar o idee pe care o lansez astăzi, cam așa văd lucrurile pentru a ne lămuri. La care dintre cele trei domnule v-ați dori să inserați referendumul local? Am văzut că la București este discuția cu turul 1 pentru prezidențiale. Nu știu dacă este posibil și ne încadrăm cu calendarul pentru organizarea acestui referendum local, ne mai vorbim și de eventuale costuri care trebuie luate în discuție. Dar cel mai important este răspunsul pe care mi-l vor da botoșenii în ceea ce privește această direcție pe care am inițiat-o și care în acest moment este suspendată.